Oameni buni, suntem în partea de vest a județului, la sud-est de Beclean și mai precis la băile Figa. În această zonă, primăria comunei Beclean vrea să amenajeze o stațiune balneoclimaterică bazată pe apele sărate de aici. Vom vizita împreună aceste locuri pentru a vedea care este potențialul lor turistic și ce amenajări ar trebui efectuate pentru ca, într-adevăr, în această zonă să apară o stațiune balneoclimaterică. Băile Figa sunt așezate în Valea Sărată, care este afluentă a Văii Livadia și care, la rândul ei, este afluentă a Meleșului. În subsolul acestei zone se află un sâmbure de sare cu lățimea de 1 km. Prezența sării în adâncime este anunțată de ape sărate și de crustele de sare care se formează la suprafața pământului. De asemenea, săpăturile arheologice au scos la iveală artefacte din perioada bronzului și până în perioada dacică legate de zăcămintele de sare de aici. În anul 1977, geologul bistrițean dr. Ioan Chintăuan, în timpul unor cercetări de teren, a observat în albea pârâului Sărat numeroase urme de amenajări și construcții de lemn. Printre altele, Ioan Chintăuan a observat în albea pârâului vârful rupt al unei troace scobită în trunchiul unui copac, având tuburi de lemn introduse în orificii realizate în fundul trocii. În anul 1986, într-un articol semnat de geologul Ioan Chintăuan și arheologul Ioan Rusu, această troacă a fost atribuită perioadei dacice. În primăvara anului 2005, Ioan Chintăuan a scos troaca din fundul pârâului și a dus-o la complexul muzeal județean Bistrița Năsăud. În același an, descoperitorul a publicat-o, susținând că ea a fost utilizată pentru obținerea sării prin evaporarea apei sărate. În vara anului 2005, pentru prima dată, situl a fost examinat de arheologi profesioniști. Este vorba de dr. Valerii Cavruc de la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Sfântul Gheorghe și de profesorul dr. Anthony Harding de la Universitatea Exeter, Marea Britanie. Cu acest prilej, toată depresiunea a fost examinată în vederea stabilirii caracterului, întinderii, gradului de conservare, precum și a încadrării cronologice a vestigiilor arheologice. Totodată a fost examinată troaca descoperită în 1977. De la ea au fost prelevate două probe în vederea datării prin metoda carbon 14. În scurt timp, laboratorul din Groningen a stabilit vârsta troacei la 1000 de ani înainte de Hristos. Cercetările arheologice efectuate în situl arheologic Băile Figa între anii 2006-2008 au arătat că acest sit păstrează urme materiale ale exploatării sării din diverse epoci. Cele mai timpurii vestigii descoperite în acest sit datează din neo-eneolitic, aproximativ mileniile 6-4 înainte de Hristos. Acestei perioade aparțin doar câteva fragmente de vase ceramice, izolate, descoperite în afara contextului arheologic relevant, astfel încât, în stadiul actual al cercetării, nu se pot emite niciun fel de aprecieri cu privire la caracterul urmelor din acea perioadă. Urmează apoi vestigiile din faza finală a perioadei timpurii a epocii bronzului, aproximativ anul 3000 înainte de Hristos. Vestigiile aparținând acestei din urmă perioade includ două complexe adâncite, probabil urme ale unor locuințe, numeroase fragmente ceramice specifice acestei perioade, descoperite în partea de nord a sitului, atât la suprafață cât și în stratul de nămol, în care se aflau majoritatea vestigiilor preistorice. Cele mai numeroase și relevante vestigii descoperite la Băile Figa datează din epoca bronzului mijlociu, anii 1600-1400 înainte de Hristos, din prima epoca a fierului, anii 1050-950 înainte de Hristos, și din cea de-a doua epoca a fierului, anii 400-300 înainte de Hristos.
Descoperirile din prima epocă a fierului includ, pe de o parte, numeroase obiecte folosite la exploatarea sării, cum ar fi troace, ciocane de minerit, scări de lemn, iar pe de altă parte, amenajări pentru captarea și utilizarea apei sărate. Astfel, în partea de nord a sitului, în Albea Pârâului, a fost dezvelită o grupare de garduri și construcții de lemn cu suprafață de circa 400 metri pătrați. Se pare că slatina captată era folosită pentru conservarea alimentelor, tăbăcirea pieilor și, poate, în scopuri medicale. Băile de la Figa sunt așezate într-un bazinet de eroziune situat la obârșiile Văii Sărate. În această regiune deja se construiește în vederea amenajării viitoarei stațiuni balneoclimaterice. Există apă sărată aici, apă sărată care poate fi folosită atât în cură internă pentru diferite afecțiuni, cât și în cură externă. Există câteva stabilimente balneare aici și există și animație turistică. Deocamdată aici se practică doar turismul de iarbă verde, lumea a ieșit la soare, la aer curat, dar în curând zona va fi plină de turiști interesați atât de apele sărate, cât și de relaxare și agrement. Iată, în fața noastră se ridică un viitor hotel, probabil. Utilajele sunt pregătite, lumea așteaptă. Sarea este prezentă peste tot. Este o zi faină aici la Băile Figa. Pământul este răvășit întrucât se construiește și se fac cercetări arheologice. Să mai facem câțiva pași împreună, să mergem la un alt sit arheologic, să vedem ce artefacte se află acolo. În fața noastră se observă o viitoare